cele mai vechi expoziții și târguri de specialitate pe care le organizează Camera de Comerț. Așa, făcând un exercițiu de memorie, cred că prima ediție dedicată sectorului construcții, design, interior, exterior și mobile a fost prin anii 92-93. Sigur că denumirile au fost la început Prodomo, este și marcă înregistrată, apoi a devenit Casa Ta, apoi Universul Casei Tale, Expo Mobila era separat și de 2 ani cele două merg împreună, Universul Casei Tale și Expo Mobila. Este un târg care s-a bucurat de-a lungul acestor 26 de ani de foarte mult succes în rândul nu atât și a publicului vizitator, dar și a publicului profesionist, a publicului de specialitate. În multe dintre edițiile anterioare, sigur că și datorită unor proiecte de finanțare europeană, care le derulam la vremea respectivă, expozițiile au avut o mult mai mare amploare, în sensul, mă refer la programul Conex, dacă vă aduceți aminte, au fost seminarii făcute împreună cu primăria, cu direcția de urbanism și direcția de mediu a primăriei, Orizont 2020, tot felul de seminarii și procasa pasivă împreună cu profesorul Stoian, dar toate acestea au fost finanțate în cadrul unor proiecte și cu România Transfrontalier, România-Ungaria. Vă aduceți aminte de partea aceea de energia viitorului, de aceea la început a fost și de energii regenerabile. Acum este o expoziție cu preponderență de mobilă. Suntem bucuroși să anunțăm că iată o nouă ediție, ediția de primăvară a Expo Universul Casei Tale și Expo Mobila. Se va deschide joi 17 mai și va dura până pe 20 mai la Centrul Regional de Afaceri. Ca de fiecare dată, întâmpinăm publicul timișorean cu aproape 40 de firme prezente din întreaga Românie, în majoritate producători de prestigiu cu renume și exportatori cu vechi state de plată din domeniul producției de mobilier, cum spuneam, din întreaga țară, dar și firme, companii din țara noastră care activează în domeniul amenajărilor interioare și exterioare. Publicul timișorean și nu numai, care ne va trece pragul în aceste 4 zile, va putea să achiziționeze pe loc, să facă comandă sau chiar să contracteze piese de mobilier deosebite, pregătite de aceste firme pentru expoziție, de la chiar camere de zi, livinguri, bucătării, canapele, mobilier tapizat foarte mult, paturi, saltele, decorațiuni, mobilier antichizat, chiar partea de amenajări interioare în care sunt prezente cu materialele care sunt folosite acum în trend în habitatul nostru, atât de, să-i spunem noi, solicitat în ultima perioadă de către publicul vizitator. Expoziția poate fi vizitată zilnic, cum spuneam, în perioada 17-20 mai, între orele 10-20, iar în ultima zi, duminică, 17 mai, între orele 10-18. Dar poate lucru cel mai important de subliniat este faptul că pe perioada expoziției, marea majoritate a firmelor sunt prezente sau întâmpină publicul nostru cu oferte speciale din punct de vedere al prețurilor. Pot fi achiziționate piese de mobilier separate, dar și camere întregi mobilate.